Șeful USR Vâlcea a mai declarat că viziunea USR presupune definirea viitorului dezirabil al Râmnicului și al județului, modul în care ne dorim ca orașul și județul nostru să arate pe termen lung. USR Vâlcea va crea politici publice locale pe baza unor piloni esențiali în dezvoltarea economică a zonei. Pilonii de bază ai dezvoltării ar fi atragerea de investitori, atât la investitorii locali, căror administrația locală trebuie să le faciliteze activitatea prin tot ceea ce ține de ea, infrastructură, rețele edilitare, taxe și impozite locale prietenoase și ușor de achitat, etc., cât și la investitorii străini, pe care administrația locală ar trebui să-i atragă prin aceleași facilități și ceva în plus. Parcuri industriale bine conectate la rețelele de infrastructură edilitară și de transport, bine poziționate, cu respectarea standardelor de mediu, sistem de transport pasageri în parteneriat public-privat, etc., facilități fiscale pe o perioadă determinată, etc. Parteneriate, fără conexiuni la nivel local cu o varietate de actori, administrația publică nu va putea identifica cele mai bune soluții la problemele cu care se confruntă cetățenii vâlceni, adică tot ce include democrația participativă. Dialogul cu asociațiile de cetățeni, de proprietari, de locatari, sindicate, patronate, cluburi, organizații neguvernamentale, mișcări civice, fundații, furnizori de cultură, etc. și este esențial în identificarea problemelor comunității locale și în găsirea celor mai eficiente soluții. Dezvoltarea și derularea de proiecte concrete împreună cu aceștia este calea cea mai sigură spre o rezolvare armonioasă și pe bază de colaborare a problemelor locale. Expertiză. Nicio administrație publică nu poate să facă performanță dacă nu este dispusă să selecteze cei mai competenți oameni pentru a face posibilă această performanță. USR se referă, de fapt, la ingredientul principal al dezvoltării, oamenii competenți. Dacă angajările în administrația publică locală continuă să se facă pe bază de pile, cunoștințe și relații, cheia dezvoltării este pierdută. Omul sfințește locul, deci fără profesioniști aleși în mod onest, pe baza competențelor de care dau dovadă, nu putem avea o administrație competentă, integră și eficace și nici dezvoltare locală. Soluția este simplă: concursuri în administrația publică organizate onest, iar nu concursuri fictive aranjate. Orice administrație publică trebuie să-și stabilească strategia și în funcție de creșterea competitivității economiei județului, prin valorificarea resurselor de muncă și a spiritului antreprenorial local, susținerea inovării și furnizarea de servicii de afaceri adaptate la nevoile actuale ale economiei de piață. Doar o conducere locală cu viziune și voință politică reală poate orienta administrația publică înspre modelul unui oraș dezvoltat, așa cum își doresc râmnicenii. USR este viziunea politică a bunei administrații publice, a încheiat Andrei Gheorghiu, președintele USR Vâlcea.